Pornind de la comunitatea de credință ortodoxă, se elaborează o întreagă ideologie privind rolul mesianic al Rusiei ca eliberatoare a popoarelor creștine din Balcani. Acest paravan religios trebuia să îndreptățească cumva declanșarea sau implicarea Rusiei țariste în rezolvarea așa numitei probleme orientale, care, după cum s-a dovedit mai târziu, a rămas încă mult timp drept un instrument în realizarea planurilor expansioniste ale țarismului față de principatele române și balcani. 2. Se elaborează proiecte cu privire la organizarea statală a românilor și a popoarelor balcanice după înghierea cu succes pentru Rusia a războaielor, între care proiectul grecesc și renașterea Imperiului Bizantin, care, desigur, urmau să fie diriguite de reprezentanți ai dinastiei imperiale ruse, iar ulterior să fie anexate la Imperiul Țarist. 3. Pentru cunoașterea mai profundă a situației social-politice și a stării de spirit din țările române și Moldova în special, se organizează o rețea modernă de spionaj, cum ar fi misiunea cunoscutului tipograf Mihail Strelbițchi, ofițerul Nazare Carazin, misiunilor lui Manu Cubei sau Spiridon Filipovici și mulți alții. 4. Desfășurarea unei ample pregătiri informaționale într-o formare a opiniei publice a societății ruse, în vederea unei confruntări de proporții cu Imperiul Otoman. În acest scop, presa rusă de la Vedomosti din timpul lui Petru cel Mare până la Mestețăslovuri, pe diferiți ani, publică frecvent informații despre sud-estul Europei, despre țara Moldovei și locuitorii ei în special. Cum ar fi? O proishojdienie moldavsov i o iazike znatniših priključeniach, vere, nravach i povedenie. Sau, краткое географическое описание княжества молдавского и лежащей между черными и каспийскими морями земель и народов сланкарту из их земель. Explicându-i geneza, Bogdan Petrușeico HD observa că Băsărabă este cuvântul cel mai important din întreaga limbă istorică a românilor, fiindcă acest nume evocă o stăpânire munteană la nordul gurilor Dunării, înlocuită spre finele secolului al XIV-lea de domnii Moldovei până la tragica sfârșiere. Numai peste un secol după pacea de la București, numele de Basarabia a fost extins din motive politice asupra întregului spațiu pruto-nistrian, ajuns sub stăpânire rusească și devenit între timp la fel de uzual pe cât de tragică îi este rezonanța. În tot secolul XVIII, care debutase cu marea iluzie a lui Cantemir de solidaritate pravoslavnică, acel pământ a fost mereu călcat de oștile Rusiei. Nu există român care să nu deplângă dezlipirea unei părți din pământul strămoșesc. Dintre istoricii chestiunii basarabene, unii au zăcut ani mulți în închisorile comuniste, Ion Nistor, de exemplu, dacă nu s-au și stins acolo, ca Gheorghe Brăteanu, în timp ce alții au fost marginalizați, cazul lui Alexandru Boldur, basarabeanul, până la completa ignorare. Cei din înăuntrul Basarabiei au avut un destin încă mai vitreg, pierzându-și orice libertate de spirit, adesea și libertatea fizică, împreună cu putința unei cercetări serioase și cu limba natală, care n-a putut fi repusă în drepturi oficialmente decât în ultimii ani. Бухарестский мир явился крупной дипломатической победой России. Он укрепил ее положение на южных рубежах. Россия превращалась в придунайскую державу, сохраняла добровольно присоединившиеся к ней области на Кавказе и часть Черноморского побережья. Условия договора впервые признавали право сербского народа иметь ряд органов самоуправления. Он признавал автономное самоуправление Молдавии и Валахии, присоединение Бессарабии к России. Именно Дунайские княжества являлись стратегически важным регионом, пограничными землями между Россией и Турцией, издавна обладавшими рядом политических привилегий. Именно здесь начинались все русско-турецкие войны, и местное население с надеждой обращало свои взоры в сторону России. Принятое положение об автономии этих составных частей Османской империи наряду с присоединением Бессарабии и открывшимися возможностями торгового судоходства по Дунаю с выходом в Черное море
все было направлено прежде всего на возрастание общего влияния России в Балканском регионе, что напрямую было связано с упрочением торгового, а по возможности и военного присутствия российского флота в проливах, а следовательно и во всем Средиземноморье.